femeie de 92 de ani care nu a mai fost văzută de câteva zile a fost salvată ieri seară de pompieri și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pentru a ajunge la femeie, pompierii au fost nevoiți să deblocheze ușa locuinței. Seara trecută, secția Șimleu Silvaniei din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Poliția Județului Sălaj a fost solicitată să intervină pentru a debloca ușa unui imobil situat pe strada Oașului din localitate. Pompierii ajunși la fața locului au deblocat ușa și au găsit în interiorul imobilului o persoană de sex feminin, vârstnică, care avea nevoie de îngrijiri medicale și care a fost transportată la spital.